Astăzi, Gorjenica, de altfel toți românii sărbătoresc Ziua Internațională a ei. Obiectul vestimentar de sute de ani a devenit o tradiție în Gorj, purtată fie în formă tradițională sau în stilul modern cu blugi și teneși, ea a devenit tot mai folosită în rândul tinerilor. Așadar, o piesă vestimentară care poate fi asortată cu ușurință la orice stil vestimentar. De Ziua Internațională a ei, cămașa a fost pusă în valoare, fiind purtată cu drag de gorjence de toate vârstele. Am ales să mă îmbrac în ie, deoarece astea sunt zienele, este ziua universală a ei românești. Aceasta o am de la bunica soțului meu, am primit-o cadou zilele trecute, special, de fapt i-am cerut-o. Ai o ie, dă-mi o să o port de sânziene. Le port totdeauna cu plăcere. Reprezintă tradiția noastră, sunt făcute de bunicile noastre, scusute cu drag, cu multă dragoste. Și de ce să nu le purtăm? Ar trebui să purtăm cât mai des. Am plac. Purtați cu plăcere, da, acest lucru? Da, port cu plăcere. Se și poartă și îmi sunt dragi. Port. Da, am mai multe modele și mai multe culori să le asortez la ținute sport și elegant. În Gorj, mai bine de 60 de meșteri populari încă mai păstrează cu sfințenie arta coaserii ei. Ia gorjenească este una dintre cele mai frumoase din țară. Mai mult decât atât, în Gorj, în perioade, e adevărat, ceva mai îndelungate, au existat chiar specificități deosebite. Aproape fiecare sat din Gorj își avea modelul său specific, fie că era vorba de modele geometrice, fie de modele florale. Închinată ei este și manifestarea derulată de Institutul Cultural Român din Viena, unde sunt expuse ei și costume populare gorjenești.